Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Deputatul liberal Dan Vâlceanu a declarat că va monitoriza disponibilizările din CEO. Foișorul inteligent a căzut pradă vandalilor în urmă cu câteva seri. Pensiunile sunt ocupate aproape în totalitate în perioada sărbătorilor pascale. Reprezentanții Partidului Național Liberal se declară interesați de listele de disponibilizări de la complexul energetic Oltenia. Deputatul liberal Dan Vâlceanu a declarat că va monitoriza acest proces. Sper că aceste disponibilizări să fie făcute corect, nu selectiv, și voi avea grijă să monitorizez foarte atent acest demers, a declarat Dan Vâlceanu, deputat PNL Gorj. Aducem aminte ce s-a întâmplat atunci când au fost disponibilizări pe vremea lui Ciurel sau când disponibilizările le-a făcut tehnocratul lui Călinoiu și al lui Dian Popescu, Ionel Ilie. Observam cu toții cum sunt omiși din listă câțiva PSD-iști de vază. Gen Cili Biu, tatăl domnului Ștefan și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că voi monitoriza foarte atent acest demers și în condițiile în care și pe lista domnului Boza acum aceste persoane vor fi omise, o să merg la domnul Boza și o să-i aduc aminte că lucrurile se trebuie făcute corect. Dacă și de data asta ei vor fi omiși, persoanele de care vă spuneam mai devreme, din listă, nu ne rămâne decât să-l rugăm pe domnul Boza să ne arate adeziunea, că înseamnă că are o adeziune la un partid politic. Altfel nu n-aș înțelege. Dacă are adeziune, atunci înțelegem. Dar trebuie să știe și oamenii. Dar eu sunt convins că nu se va întâmpla așa. Adică toate persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare vor fi în listă și nu vom face selectiv lucrul ăsta. Sper că aceste disponibilizări să nu fie făcute pe considerente politice, a mai declarat deputatul PNL Gorj. Foișorul inteligent a căzut pradă vandalilor în urmă cu câteva seri. Trist este faptul că nimeni nu își asumă faptele și cel mai probabil vandalii nici nu vor putea fi identificați. La nici două săptămâni de la inaugurarea primului foișor inteligent din România amplasat la Târgu Jiu, obiectivul creat de cei 50 de elevi gorjeni a fost vandalizat. Din nefericire, răufăcătorii nu au fost prinși, deoarece foișorul nu era păzit de nimeni, nici măcar polițiștii locali nu se aflau în zonă. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publică au anunțat de îndată Primăria Municipiului de Târgu Jiu în momentul când au observat că mai multe componente din lemn din structura foișorului în cauză au fost vandalizate. De altfel, din activitatea polițiștilor locali reiese faptul că a fost aplicată o sancțiune contravențională pentru consum de alcool în zona respectivă, chiar înainte cu o noapte. Primăria municipiului a decis să mute foișorul în curtea unei școli. Din păcate, foișorul inteligent, așa cum a fost denumit, a fost vandalizat și regretăm acest lucru, regretăm ceea ce s-a întâmplat. Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu au purtat discuții încă de azi dimineață cu privire la găsirea unei alte locații în care să fie mutat acest foișor inteligent, ca să spun așa, ce a fost realizat de către cei 50 de elevi din județul Gorj. Se caută variante pentru ca acesta să fie mutat în incinta unei unități de învățământ, astfel încât elevii care frecventează acea unitate de învățământ să se poată bucura de acest foișor, dar și acest foișor să fie un exemplu de urmat pentru ei. Foișorul inteligent a fost realizat cu sprijinul OMV Petrom de către 50 de elevi din Gorj și fusese inaugurat cu doar două săptămâni în urmă. Foișorul este alimentat cu energie solară prin panouri fotovoltaice. Aici vizitatorii își puteau încărca telefoanele și laptopurile. Reprezentanții prefecturii și cei ai Consiliului Județean Gorj au organizat o întâlnire cu toate instituțiile publice în vederea sincronizării măsurilor pe care acestea le vor întreprinde în perioada sărbătorilor pascale, în așa fel încât totul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Dorința mea față de instituțiile publice în perioada Paștelui este de a suplimenta măsurile de ordine și siguranță publică, cele pentru fluidizarea traficului și cele pentru verificarea alimentelor, a declarat Gheorghe Paraschivu, prefectul județului Gorj. În această perioadă, în primul rând, traficul auto este foarte dezvoltat pentru că vin și mulți cetățeni acasă din străinătate și din alte locuri din țară. Deci, în primul rând, pentru dirijarea circulației, apoi în locurile aglomerate
cu ocazia slujbei de înviere vor trebui luate măsuri suplimentare atât de către poliție cât și de către jandarmerie și de către inspectoratul pentru situații de urgență, de către pompieri în special. Și totodată, foarte important, în această perioadă se comercializează multe produse alimentare și instituțiile cu atribuții în domeniu vor trebui să sporească activitatea de control și prevenție. Mă refer aici la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și la Direcția de Sănătate Publică, în așa fel încât toate produsele prezente pe piață să fie conforme. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj va lua toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina evenimentele nedorite la toate lăcașurile de cult din județ. În perioada următoare, inspectoratul va desfășura activități specifice domeniului de competență, activități care vor consta în efectuarea de recunoașteri preliminare la toate lăcașurile de cult din județul Gorj. Activitățile vor fi desfășurate de către personalul operativ de la cele 7 subunități din organică. Pe timpul acestor activități de recunoaștere se vor desfășura și activități informative cu personalul clerical, cu personalul care are atribuții. De asemenea, va fi informată și populația. Activitățile de recunoaștere se vor desfășura cu autospeciale din dotarea subunităților noastre. De asemenea, Inspecția de Prevenire va desfășura punctual acțiuni de control privind securitatea la incendiu la mănăstiri și lăcașurile de cult la care se preconizează un aflux mare de persoane în această perioadă. În perioada sărbătorilor pascale vom suplimenta numărul agenților de poliție, iar în noaptea de înviere, la unitățile de cult vom avea dispozitive organizate, a declarat Ion Muscălescu, șeful ISU Gorj. În perioada următoare, practic, vom avea un număr mai mare de polițiști în stradă, vom avea inclusiv sprijinul jandarmeriei pentru măsurile de ordine care sunt impuse cu ocazia sărbătorilor de Paști. Bineînțeles, acolo unde avem instituții de cult, automat vom avea dispozitiv organizat. Partea de poliție economică își va face activitatea pe ceea ce înseamnă controlul activităților comerciale cu produse specifice Paștelui și cred că vom depăși momentul ăsta fără niciun fel de eveniment. Polițiștii și pompierii gorjeni vor fi în stradă în număr cât mai mare și în perioada premergătoare Sfintelor Sărbători de Paște. Institutul de Analiză și Investigații Publice și Politice, condus de fostul deputat Danilie Morega, a analizat activitatea parlamentarilor de Gorj din ultimele 4 luni. Morega le-a acordat calificative și spune că cei 7 parlamentari au primit un punct în plus la evaluare, având în vedere apropierea sărbătorilor pascale. Danilie Morega le-a acordat calificative parlamentarilor de Gorj după primele 4 luni de activitate. La Senat, Florin Cârciumaru a primit foarte bine, Scarlat Iriza bine, la deputați Mihai Weber foarte bine, Dan Vâlceanu bine spre foarte bine, Alin Văcaru și Elvira Șarapatin satisfăcător, iar Victor Ponta nesatisfăcător. La Camera Deputaților, Weber Mihai are un număr de 3 interpelări, o declarație politică, 3 luări de cuvânt și 3 propuneri legislative. Iar Dan Vâlceanu are cele mai multe inițiative legislative, 6 și 4 luări de cuvânt. Place, nu place, asta e adevărul. Potrivit lui Danilie Morega, cea mai intensă activitate a avut-o senatorul Florin Căciumaru și deputatul Mihai Weber. Senatorii la Senat, Florin Căciumaru, 16 luări de cuvânt, 6 propuneri legislative, Scarlat Iriza, 5 interpelări, 2 propuneri legislative și 2 luări de cuvânt. La Senat, deși am acordat calificativele de Institutul de Analiză și Investigații Publice și Politice, a acordat calificativele cu o treaptă mai sus, având în vedere că suntem în postul partelui. Și să nu facă rele, să vorbească de Satana în postul partelui. Cârciumaru, foarte bine. Iriza, bine către foarte bine. Cel mai slab ca activitate este considerat deputatul Victor Ponta, care a primit calificativul nesatisfăcător.
Mănăstirea Lainici ar putea dispune de o parcare amenajată chiar în fața lăcașului de cult. Investiția are menirea de a fluidiza traficul din zonă și aparține Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi Naționale din România. Șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, Ion Tudor, ne-a oferit detalii despre problemele întâmpinate în realizarea acestei parcări în cadrul emisiunii Administrație Publică. Parcarea de la Mănăstirea Lainici, ce ne puteți spune despre ea? Parcarea de la Mănăstirea Lainici este în faza de finalizare. A mai fost Consiliul Științific de la Parcul Național de Fileu Jiului, a solicitat câteva precizări, câteva modificări în legătură cu modul de amplasare în acest obiectiv, stațiile, deși noi le-am spus, alo, domnule, noi nu ne băgăm la pădurea noastră, la conifere sau reptile sau foioase. Lăsați-ne pe noi, că știm unde să punem stația, dar am încercat să ne așa mute un pic cu stația ca să mi se părea că luăm prea mult din munte. Voi oameni, luăm prea mult. Dom'le, știți cum suntem noi în țara asta? Ne gândim la orice. Dar nu mai la oameni, nu. Ne gândim la orice. Nu mai, dar la oameni, nu. Adică nu ne gândim la om, viața lui, siguranța lui într-o zonă cum este Mănăstirea Lainici. Cei de la Drumurile Naționale susțin că realizarea acestei parcări ar oferi mai multă siguranță credincioșilor care vin la Lainici. Ne gândim să nu cumva să deranjăm nu știu ce, doi sau trei fagi, că nu știu. Băi, fagă-i peste tot, nu crescut la țară, nu. În pădurele, văd și eu. Nu că ar fi bine să nu deranjăm aia și să ne duce, vă duceți un pic mai... Chestiuni de genul ăsta. Bine, după ce a fost și cu... Pe unde trece căprioara să bea apă? Păi cum zicea mai devreme și colegul noastră? Păi vine apa de sus și are de unde să bea. Și de ce am pus parapeți? Păi dacă 10 metri din drum până jos la apă, sare căprioara sau are lift. Dar chestiuni de genul ăsta, sigur, asta este la noi, domnule. Orice să ne punem piedică. Nu venim cu soluții. Hai să facem, să-i dăm drumul. Nu, că să vedem. Că poate nu-i bine așa, că poate ar trebui așa. Poate în timp se vor rezolva aceste probleme și se va realiza parcarea. Danilie Morega, președintele Institutului de Investigații Publice și Politice, a analizat activitatea politică din PSD și PNL într-o conferință de presă. Morega a spus că în tabăra socialdemocrată vede două echipe, iar la PNL Nicu State este iepurele scos din pălărie de Dan Vâlceanu pentru alegerile din partid. Danilie Morega spune că în PSD Gorj sunt în acest moment două echipe, una formată în jurul lui Florin Cârciumaru, Mihai Weber și Cosmin Popescu, iar alta alături de Victor Ponta, Alin Văcaru și Ciprian Florescu. Se observă foarte clar că lucrează foarte bine în echipă Cârciumaru, Weber și cu Cosmin Popescu și tot la fel bine în echipă Florescu cu Văcaru și cu Ponta. Eu le doresc succes fiecăruia, dar unii muncesc și fac ceva pentru Gorj, prima echipă, pe când cea de-a doua echipă trag targa pe uscat. Cât despre PNL, președintele Institutului de Investigații Publice și Politice crede că Nicu State este iepurele scos din căciulă de Dan Vâlceanu și că Mihai Paraschiv ar putea crea o surpriză la conferința județeană de sâmbătă. Legat de liberali. Un partid pierdut care caută să câștige alegerile tot cel care a deținut funcția de președinte. Vor avea alegerile la nivelul județului și părerea mea că poate să creeze o surpriză Paraschiv. Depinde de modul cum este implementat și el în teritoriu, ce relație a avut cu primarii, cu președinții de organizații locale și nu este exclus să câștige alegeri. Celălalt, contracandidata lui Vâlceanu, cred că este iepurașul din căciura lui Vâlceanu. Danilie Morega regretă că Romanescu, Leuștean sau Vulpe nu candidează la șefia organizației județene. Pensiunile sunt ocupate aproape în totalitate în perioada sărbătorilor pascale. Cele mai căutate destinații au fost cele din Maramureș, deoarece acolo turiștii sunt răsfățați cu produse tradiționale care mai de care.
Maramureșul va fi luat cu asalt de turiști în perioada sărbătorilor pascale. Reprezentanții agențiilor de turism spun că zona este extrem de căutată în ultimii ani, deoarece acolo chiar se păstrează tradițiile și obiceiurile, iar mâncarea este mai mult decât gustoasă. În Maramureș s-a vândut bine, s-a vândut câteva pensiuni în apropierea de Borșa, unde turiștii o să participe la slujba de înviere la Mănăstirea Borșa, care se află la aproximativ 4 km de unitatea de cazare. Tarifele pentru un pachet turistic de Paște sunt rezonabile. E un festin culinar, o să fie un festin culinar la aceste pensiuni. Maramureșenii sunt la mare înălțime de toate sărbătorile. Ei știu să facă foarte frumos aceste sărbători. O altă destinație turistică preferată de Paști a fost anul acesta la pensiunile din Delta Dunării. Angajații direcției Silvice Gorj vor beneficia și anul acesta de bonusuri generoase cu ocazia sărbătorilor pascale. Fiecare salariat va încasa circa 500 de lei prime și tichete cadou. Vor fi alocați bani și pentru fiecare copil minor al silvicultorilor. Toți cei 415 salariați ai direcției silvice din Gorj beneficiază de prime de Paști din partea conducerii unității. Cu ocazia sărbătorilor pascale, direcția silvică Gorj va acorda fiecărui salariat 200 de lei premă de Paște și tichete cadou în valoare de 300 de lei. De asemenea, se va acorda în cuantum de până la 100 de lei pe copii ai salariaților în vârstă de până la 18 ani, până la 100 de lei, aceasta va fi aprobată în comitetul director care va avea loc săptămâna aceasta. Bonusurile financiare acordate de unitate sunt egale cu cele pe care le-au primit pădurarii și anul trecut, spune directorul tehnic al direcției silvice Gorj, Ionuț Păunescu. La data actuală, direcția silvică Gorj are angajați un număr de 415 salariați, iar față de anul trecut, premiile au rămas neschimbate, ele fiind în contractul colectiv de muncă, care este din anul 2015, iunie 2015, și are valabilitate până în iunie 2017. Salariații direcției silvice Gorj au beneficiat de prime de aceeași valoare și la Crăciun. Vești bune pentru mineri și energeticieni. Aceștia vor băga mai mulți bani în buzunar de Paști. Conducerea complexului energetic Oltenia va acorda până la finalul acestei săptămâni, cel târziu începutul săptămânii viitoare, o primă de Paște pentru salariați. 1000 de lei, atât vor primi angajații entității energetice, banii fiind oferiți sub formă de tichete cadou. Prima de Paște este prevăzută în actul adițional încheiat la contractul colectiv de muncă. Prima de Paște din acest an este mai mare decât cea de anul trecut. Sindicatele și administrația au negociat intens pentru primele de sărbători. De prima de Paște vor beneficia și angajații direcției silvice Gorj. Fiecare salariat va încasa 500 de lei. De asemenea, aceste drepturi sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție!